De câteva săptămâni, o asociație sportivă a reluat la Piatra Neamț o alternativă de petrecere a timpului liber în zona pontonului de pe lacul Bâtca Doamnei. Câteva bărci pot fi închiriate și sub atenta supraveghere a celor care au deschis acest punct de agrement, doritorii se pot plimba pe lac. Sâmbătă au adus o nouă achiziție, o barcă din Italia, cumpărată la mâna a doua. Embarcațiunea urma să fie lansată la apă și să aibă un scop bine destinat, să fie pregătită pentru operațiuni de salvare. În noaptea de luni spre marți însă, barca a dispărut cu totul. Era legată cu lanțuri lângă pontonul de pe lacul Bâtca Doamnei la o distanță de aproximativ 10 metri de mal și cel mai probabil cei care au dat lovitura au venit bine pregătiți. Embarcațiunea nu putea fi sustrasă de o singură persoană și foarte probabil hoții au folosit mai întâi o altă barcă pentru a ajunge la ea, iar ulterior au transportat-o cu o mașină. Dimensiunile bărcii furate sunt 3,70 m pe 1,70 m, iar pentru orice informație care ar putea duce la identificarea hoților și la recuperarea bărcii, se oferă acum recompensă. Embarcațiunea a fost folosită de salvamarii italieni și a fost adusă în România special pentru a fi folosită în caz de nevoie. Vâslele și colacul de salvare nu au fost furate. Proprietarii bărcii sunt hotărâți să depună plângere la poliție, iar infractorii vor fi acuzați de furt calificat. Asociația sportivă promovează sporturile pe apă, în special caiacul de agrement, iar acesta este al doilea sezon de activitate.